Românii care nu au muncit nici măcar o zi beneficiază de pensia minimă socială, care va fi majorată în 2024, așa cum se va întâmpla cu toate pensiile. Noua lege a pensiilor va aduce multe noutăți care sunt menite să schimbe în bine viața oamenilor. Dintre altele, conform surselor, putem reaminti introducerea unei noi formule de calcul bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar, stabilirea vârstei standard de pensionare la 65 de ani pentru femei și bărbați. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar stagiul complet de 35 de ani, în timp ce stagiul de cotizare mai mare de 25 de ani va fi răsplătit cu puncte suplimentare pentru vechime. De asemenea, vor primi beneficii mamele câte 6 luni în minus la vârsta de pensionare pentru fiecare copil, în limita unei reduceri maxime de 3 ani și 6 luni. În perioadele necontributive intră anii din armată, șomaj, facultate sau mai multe altele, în timp ce anii în care s-a contribuit la pensie sunt răsplătiți cu un punct. Referitor la pensia minimă socială, aceasta se va numi indemnizație socială pentru pensionari. Conform surselor, de aceasta vor beneficia toți pensionarii sistemului public de pensii și cei ai sistemului militar de pensii, indiferent de data înscrierii la pensie. Această pensie minimă garantată de stat e de aproximativ 1.125 de lei. Așadar, cei ce nu au muncit nici măcar o zi în viața lor vor primi la bătrânețe puțin peste 1100 lei. Desigur, cei ce vor ieși la pensie peste 20 de ani se vor aștepta ca aceasta să fie mult mai mare și indexată cu rata inflației. Pentru a obține această pensie socială e nevoie să existe calitatea de pensionar al sistemului public de pensii domiciliat în România. Mai mult, cuantumul pensiei cuvenit să fie sub 1000 de lei, așadar mai mic decât pensia minimă garantată de stat. Cei ce câștigă oricum peste 1000 lei nu vor primi această pensie socială, relatează fanatic.ro.